Extrema dreaptă din Ungaria avertizează că va revendica o parte a Ucrainei în situația în care aceasta va pierde războiul cu Rusia. Extremiștii justifică mesajul prin faptul că în regiunea respectivă ar trăi zeci de mii de etnici maghiari. Partidul Ungar de extremă dreapta Patria noastră a transmis că în situația în care va ajunge la putere va revendica o parte din vestul Ucrainei dacă aceasta va pierde în fața Rusiei. În ceea ce privește războiul din Ucraina, mesajul nostru este foarte simplu: încetarea imediată a focului, pace și o rezoluție prin negocieri. Dacă acest război se termină cu Ucraina care își pierde statalitatea, pentru că asta este posibil, atunci în calitate de singur partid ungar care a luat această poziție, permiteți-mi să semnalez că revendicăm Transcarpatica, a declarat Laszlo liderul partidului de extremă dreapta Patria noastră tot el a mai justificat mesajul prin faptul că în regiunea Transcarpatica trăiesc aproximativ 150.000 de etnici maghiari Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe la care luau parte nu doar Partidul Extremist Maghiar, ci și extremiștii germani din Partidul Alternativă pentru Germania, precum și formațiunea antieuropeană Formul Olandez pentru Democrație. Extremiștii ungari din Partidul Patria Noastră nu sunt singurii cu o retorică antiucraineană. Deși anul trecut a susținut public suveranitatea Ucrainei, premierul Victor Orban periclitează în mod frecvent asistența financiară pe care Uniunea Europeană vrea să o acorde Ucrainei.